ultimul, așa la dumneavoastră și întotdeauna m-am întrebat cum se poate ca un personaj păreți un personaj așezat, bonom, liniștit, să aveți un asemenea spirit de aventurier, pentru că viața noastră mi se pare o aventură. Cu atâtea profesii și cu atâtea dorințe de a face, atâtea capacități de a face lucruri foarte divergente. Păi, sunt un om de competiție și ca să intri în competiție trebuie să riști. Adică tot ce am făcut, am făcut din dorința de a fi o bucată scurtă primul într-un domeniu. De exemplu, la facultate m-a bătut o fată pentru 5.000 din cauza desenului tehnică. Toată viața o să sufăr că am ieșit al doilea în promoție din cauza desenului tehnic. La fel, pe urmă m-am apucat să scriu roman pentru că am fost 80-iștii, o generație cam toți de aceeași vârstă. Bine, n-a fost un curent literar. S-a nimerit că ne-am născut toți în aceeași perioadă. Dar și acolo a fost ierarhiile, însă una este în domeniul universitar sau să zicem în domeniul tehnic ingineresc și altceva este într-un domeniu cultural. Aici ierarhiile sunt 10 jurii, 10 ierarhii. Dacă pui pe cineva să numească primii 3 actori români, în primii 3 intră vreo 20 și în primii 10 intră vreo 1000. Deci, iar, mă rog, spiritul. Deci, nu i-aș zice spirit de aventură, i-aș zice spirit de competiție. Adică dacă nu ai un motor care să te facă să fii cel mai bun, cel mai bun, să depășești pe unii. De exemplu, cea mai mare satisfacție a mea ar trebui să fie ca dramaturg, că sunt dramaturg cu cei mai mulți spectatori în România. Dar în Târgușorul nostru toți suntem buni. Prefer faptul că la Paris sunt singurul autor român, deci de cetățenie română, jucat în Paris. Și cu un spectacol care s-a jucat de 65 de ori seară de seară cu casa închisă, am făcut mai mulți spectatori decât Matei Bișniec în 25 de ani de Franța cu piesele lui. Deci asta e o satisfacție pe care nu mi-o ia nimeni. Da, e adevărat că piesa respectivă este după Nunta Mută, care în Franța e al doilea cel mai văzut film după 4-3-2. Și cred că a contat și asta. Chiar dacă a fost titlul un pic schimbat, pentru că filmul nostru, Nunta Mută, al nostru, al Horatiu, în Franța, din motive comerciale, s-a numit O Diavol Stalin, Vive le Marie. Iar piesa s-a numit Que la noce commence, replica lui Teodosiu din final. Dar, mă rog, are mai puțină importanță. Importantă e satisfacția. Și important este că puteți, vă place și puteți să alergați pe mai multe coridoare, ca să spunem așa, pentru că până acum n-ați pomenit nimic de preocupările dumneavoastră, care nu mai știu cât îi le dați curs de foarte priceput, softist și Da. mânuitor de calculatoare, și business-ul care, că sunteți un businessman. Când va ajunge timpul pentru toate ca să le Păi, faceți? cu business-ul am lăsat-o mai moale. În primul rând, modestia nu mă dă afară din casă. Dacă tot ați pomenit de software, sunt cel mai tânăr doctor în calculatoare din istoria Politehnicii. Doctorat luat înainte de 89, când un doctorat era un doctorat, când în calculatoare se dădea un titlu de doctor la 2 ani. Și când era o regulă foarte bună, de exemplu, pentru calculatoare erau 10 poziții de doctoranți. Trebuia să termine unul ca să se scoată la concurs. Deci nu se putea. Acum nu există nicio limită. Acum Toată lumea e doctor. toată lumea e doctor și jumătate din ei iau de la Gabi Oprea titlul. Dar din păcate n-am mai avut timp. Când s-a terminat în 90
socialismul triumfător. Chiar a trecut acum 1 aprilie, pe 1 aprilie s-a dat decretul să se poată face firme particulare. Și eu am avut firma numărul 36. E celebră cartea din România, dosarul cu primele firme. Numărul 1 a fost Dinu Patriciu, că ți-o minte că nu eram mulți în cartea. Numărul 2 a fost șeful fiscului pe București, care a simțit și el că e mai bine decât șef la fisc să fie om de afaceri, și eu am fost numărul 36. Dar fiind un om corect, deși eram șef de laborator la Institutul de Cercetări pentru Tehnică de Calcul, puteam să lucrez acolo până porneam afacerea, dar nu mi s-a părut normal și mi-am dat demisia fix pe 1 aprilie, când s-a putut face firma. Și directorul mi-a zis: Adrian, stai aici, îți dăm un salariu și vezi ce o să fie. Și i-am spus: stai liniștit, încerc o lună. Dacă într-o lună nu reușesc, mă sui în primul avion, plec în Statele Unite și îți garantez că după 2 ore de interviu, primul salariu e de 5.000 de dolari. Deci nu risc nimic. Că și acasă și mama și soția au zis: de ce te grăbești? Hai să vedem. Și directorul i-am spus: semnează-mi demisia, că nu stai mai mult de o lună după mine. Și directorul și-a dat demisia pe 1 mai și l-a numit IBM-ul Country Manager aici. Și îmi pare rău, pentru că am avut băieți, că erau mai tineri ca mine și eu eram tânăr, care au preferat să intre în domeniul software-ului. Dar, sincer, vreo 10 ani au tras mâța de coadă. Acum câștigă foarte bine. Dar eu sunt un om care, defectul meu principal e că n-am răbdare. Adică dacă îmi propun ceva, vreau să, chiar dacă e să-mi spar capul, dar rapid, nu Dar cum stau. stăm cu vocația? Că presupun că ați avut o vocație pentru calculatoare, Da, computere, software și așa mai departe. Presupun că aveți o vocație pentru scris sub diverse forme, mai nouă această vocație și implicare în cinematograf. Cum? deci vocația mea cred că a fost pentru matematică. După ce am terminat facultatea, e o istorie foarte interesantă. Eu am fost ultima serie care a făcut armata după terminarea facultății. Cei care terminau automatică și calculatoare făceau armata fie la Ploiești, fie la Boteni. Eu am făcut la Boteni. Și cel mai bun prieten al meu a făcut la Ploiești. Și atunci am zis: domnule, 6 luni o să ne plictisim de moarte. Hai să încercăm să scriem la două mâini o carte. Scriem fiecare ce ne trece prin cap și până vedem, Caiuf și Petro, vedem cum le combinăm. După Și șase, până atunci nimic. nu scrisesem niciodată. Nimic, nici măcar așa. Scrisori de amor, presupun. Nu, scrisori de amor niciodată. Dar la facultate, în holul mare al Politehnicii, era o gazetă de perete. Și eu și cu acest prieten al meu, numai noi scriam o dată pe săptămână. Era cea mai mare bucurie a mea. Deci să făceam pauza mare, coadă, să citească ce scriam noi doi. Pentru că era Da, deci ceva în mugure acolo. Mugurea și bine, eu sunt printre cei care recunoaște că am fost în, acum îi zice board, în consiliul editorial al celebrei reviste Convingeri Comuniste. Alții, gen Stelian Tănase, și nu mai dau nume, care au fost și ei cu mine, dar se poate citi, spun că ei nu au fost niciodată. Era o singura revistă în care noi puteam să scriem aproape ce vroiam. Doar n-a Era apărut. editată de De cine? Centrul Universitar București. Aha. Dar n-a apărut decât de doar două numere, că în al treilea număr a fost un frumos festival acolo unde aveam și sediu la Grigore Preoteasa. Și acest prieten al meu și-a început articolul, la intrare stăteau două Madone plictisite. Și Bontaș a topit numărul și a desființat și colectivul de la. Deci am început cu un fiasco. Și după ce ne-am întors din armată, deci eu am scris vreo 60 de pagini, eu nu am scris nimic. Și eu fiind, datorită mamei mele, care a fost colegă de redacție cu celebra
trupă de la școala de literatură cu Fănuș Neagu și cu Cosașul, le-am dat să citească cele 60 de pagini. Și amândoi mi-au zis, băi, stai și deci nu scrii. Aveți doi nași. Doi nași, deci romanul meu de debut, romanță cu stagiari, are pe copertă două prezentări, a lui Fănuș și a lui Radu Cosașu. Iar în Uniunea Scriitorilor, când se intra cu trei cărți, nu cu două cărți și recomandare de la Gabriela Brânceanu Firea, am fost printre puținii care a intrat fără să fi fost la cenaclu de luni, marți, miercuri, joi. Nu era... Mi-amintesc și acum când mi-a apărut cartea și am stat la coadă să-mi iau banii după ce a apărut cartea. Erau o grămadă de oameni acolo care o cunoșteau pe mama și mi-a zis, domnule, unde este domnule ascuns? N-ai publicat în Luceafărul, n-ai publicat nicăieri și ai venit direct cu un roman. Șansa mea a fost că romanul ia... În mod normal, trebuia să treci peste un concurs de debut. Romanul meu a fost la Sfânt Imbreanu, la editura lui. Acolo, juriul a fost un juriu care acum sunt celebri. Alex Ștefănescu, Tania Radu și al treilea Pamfil care săracu a murit. M-au dat câștigător absolut. N-avem timp acum să povestesc povestea mea cu Sfânt Imbreanu de la o partidă de pescuit, unde eu prindeam, el nu prindea, el mi-a cerut, dar avem timp, că povestea e foarte drăguță. El mi-a cerut undeva la Neptun, la Casa Scriitorilor, și eu aveam mămăligă pentru că eram cu... la pescuit cu un doctor, celebru profesor Hociotă, care operase pe toată lumea. Drept care bucătarul de la Hotel Arad îi făcuse mămăligă. Noi prindeam, el nu prindea nimic, el fiind un maniac. Și atunci Sfânt Imbreanu, care mă cunoștea de mic, zice, nu-mi dai și mie niște mămăligă. Și am vrut să-i dau, dar asta, că pescarii sunt foarte răi între ei, ăsta, profesorul Hociotă, mi-a zis, ce, eu cunosc de undeva, de ce să-i dăm? Și, deci, m-a sunat domnica Filimon, redactora șefă a editurii, că am câștigat, să vin să semnez, Sfânt Imbreanu fiind în concediu. După care, când am venit să, am vrut să semnez, îmi spune, domnul Sfânt Imbreanu a ignorat ce a spus juriu și a dat alți doi câștigători. Pe un roman Talani al șefului poliției, miliției rutiere din județul Călăraș și al doilea nu mai țin minte, că am memoria asta că când mi se face o nedreptate nu uit până mormânt. Și a sunat Cosașul și să-l întrebe, bine, domnule, dar cum a fost posibil? Zice, spune-i pentru că nu mi-a dat mămăligă la... Deci chiar a recunoscut că putea să zică cu totul altceva. Dar nu se poate. Ba, nu se poate. Și povestea a fost că eu știam, nu cunoșteam pe Tania Radu, nu cunoșteam pe Pamfil, pe Alex Ștefănescu, de ce știam? Pentru că mi-a apărut romanul, a scris o cronică elogioasă. Păi dacă e să vă spun de micimile din lumea asta... Laurențiu Ulici avea în România Literară Prima Berba, scria numai despre debuturi. El fiind coleg de redacție la Contemporanul cu Cosașu, i-a spus ce mult mi-a plăcut romanul lui Adrian și așa mai departe. Cu o săptămână înainte de a apărea cronica, el avea o Skoda, se găseau, era de, fiind de import, mă rog, pe scurt a avut un mic accident și nu se găsea nicăieri aripă de Skoda. Știind că eu sunt prieten cu Iuri Fazecaș, băiatul ministrului care putea să dea aprobarea, prin Cosașul m-a rugat să-i fac rost de aripă. Eu l-am rugat pe Iuri, mi-a zis, băi, chiar așa am ajuns să fac rost de aripă. România Literară apărea joi. Marța schimba cronica. N-a scris tot stilul și tot au fost foarte bune, dar să-mi amintesc și acum titlul se numea Cronica La Via în Roz, în care un critic nu face niciodată
us de ce știe despre un critic normal, viața personală a autorului. Și, pentru că aici povestea din Romanța cu stagiaire, o poveste cu patru ingineri repartizați la Zalău și toți reușesc să fugă. A fost, vă spun imediat, istoria cu Marin Preda. Și a scris la urmă că nu se, ca și cum asta ar fi contat la o carte, că nu se poate pleca așa de ușor din provincie în București, de sigur însă că Adrian Lustig, la ușurința cu care trece prin viață, i s-a părut normal ca cei patru, adică a fost evident, exact cum a fost cu mămăliga asta, deci m-a costat o mămăligă și o aripă de debutul. Exista o singură excepție ca să, la debutul cu roman. Marin Preda avea voie, doi aveau voie, Marin Preda la București, că era editura Uniunii, să debuteze o carte fără concurs. Și avea voie Dumitru Radu Popescu la Dacia să debuteze tot așa, că era președintele Uniunii. Fănuși a dat cartea mea lui Marin Preda. Marin Preda a pus-o în plan imediat și atunci era o limitare. Nu putea nimeni să aibă un tiraj mai mare de 12.000 de exemplare. Ce vremuri? Cu o excepție, deci cu aprobări de la CC și așa mai departe, se puteau da două tiraje. Marin Preda mi-a dat la debut două tiraje, 24.000, și s-au vândut în primele vreo 3 zile, 2-3 ani din tiraj, după care nu s-a mai vândut cartea decât cu bilețel de la Marin Preda. Așa că am avut o satisfacție, dar de la această romanță cu stagiar, atunci era să debutez ca scenarist. Povestea a fost așa. Adrian Sârbu era cel mai promițător dintre regizori. El era la, dar nu la Animafilm. La Sahia. A făcut un singur film foarte bun de documentar. Adrian Sârbu, dar pe vremea aia... Am dat pe mine că sunt bine sănătos. Da. Pe vremea aia era ca să debutez, că era exact cum blocau la roman, blocau și la film. Era un consiliu de 5 regizori care aprobau debutul unui an nou. Erau Sergiu, Pizza, Veroiu, imediat îi spun și pe ceilalți doi. Mi-am amintit că se poate verifica, n-are importanță. Și de preferință trebuia început cu un scurt. El, da, dar ideea a fost așa. Eu am scris scenariul, am vorbit, Adrian a vrut să-l facă, ne-am dus la Casa 1, la Marin Vladimir. Marin Vladimir a zis, era destul de, le era puțin frică, era cu tineri. M-am dus la Eugen Mandric, pe care tot așa și el era din trupa de la Scânteia Tineretului cu Școala de Literatură. El a spus, Mandric, Adrian, ăștia mă schimbă în maximum 2 luni. Dacă vrei să debutezi, nu cu Sârbu, pentru că ăștia 5 nu o să-i dea voie să debuteze. Faci cu Costică Vaeni, care i-a făcut lui Buzduganu, și intri în producție în 2 săptămâni, imediat. Eu, care sunt un om de onoare, am zis, nu pot. Deci noi am făcut împreună, eu am scris scenariu, am făcut decupajul, nu pot. El ce bine. Dacă trece de consiliu regizorilor, debutează la mine, nu e o problemă. S-a pus la vot, nu că n-a avut majoritate, a avut 5 voturi contra. Toți 5 n-au fost de acord. Păi nu, pentru că mai era încă unul în plus. Eugen Barbu i-a spus odată la celebra întâlnire de la Neptun, lui Ceaușescu, că a avut curajul, tupeul să-i spună că a fost, nu se mai dădeau bani împrumut de la Uniune pentru toți scriitorii care nu mai scriau de mult nimica. Și atunci Eugen Barbu i-a spus lui Ceaușescu, doar secretar general, sunt osul e același și sunt tot mai mulți câini. Și există două soluții. Sau măriți osul, sau stârpiți de câini. I-a spus și a rămas celebră. E, și aici,
Deci osul era același, dacă mai era un regizor, se mulțeau. Și atunci Mandric, evident, l-au schimbat, dar scenariul a început să fie cunoscut. Și atunci a vrut să-l facă, am început să îmbătrânesc, cine a făcut actorul și sălbaticii? Manole Marcos. Manole Marcos. Am schimbat puțin cu... Ne-am dus cu el la Marin Vladimir, mai era și Manole Marcos, gata, intrăm. Mă sună Marin Vladimir și îmi spune luni la ora 12 să veniți să semnați contractul. Eu lucram pe vremea la Institutul de Tehnică de Calcul, de fapt am lucrat numai acolo. Sâmbătă, eu, că nu mi-e jenă să spun, am fost unul de cei mai buni prieteni al lui Nicu Ceaușescu și vedeam, sâmbătă vedeam la Fucic două filme în fiecare sâmbătă care nu se dădeau pe piață. După film, ne-am dus spre un restaurant și Nicu spune, astă seară tu plătești masa. Și eu, de ce? Și zice, păi intri în producție cu filmul luni. Păi zic, de unde știi? Păi zice, am văzut la maica mea pe masă, azi dimineață, filmul tău era primul pe listă. Am plătit masa, dar eu sunt un om care suflă și neaurci. Și luni pe la ora 11, sunt pe Marin Vladimir și îi spun, rămâne pentru ora 12. Și tot așa, nu știu, 12, 1, 2, dar dacă vreți puteți să veniți și mâine, mi-am dat seama că e trădare și nu putea fi trădare decât dintr-un singur loc, de la Coana Leana. Și m-am dus imediat la Ioan Traian Ștefănescu. Nimeni nu vrea să recunoască că m-a tăiat ea. Și eu, Traian Ștefănescu, i-a fost frică, a ieșit din Consiliul Culturii, că și pe ăsta îl știam, un om deosebit, adică șef de promode, nu trebuie să ne luăm după ce povestește lumea. Când o să mai îmbătrânesc ceva, o să scriu toată istoria asta, pentru că o știu din sursă directă toate poveștile. Și el mi-a spus, Ion Traian Ștefănescu, nu mi-a spus că i-am atăiat, și a zis, Adrian, îți propun să-l facem la televiziune. Și mi-am dat seama că nu e... I-am spus și lui Nicu. Nicu a fost jenat. N-avea curaj să... Dacă l-a tăiat... Tăiat rămânea. Da. Însă s-a făcut la televiziune și pot să mă laud că au debutat în filmul ăla trei tineri actori. Dinu Manolache, Răzvan Vasilescu și... Pe vremea era bun, Bogdan Stanoievici. Iar ca fete era Diana Lupescu. Am avut o super distribuție și restul. Dorel Vișan nu mi-a părut. A fost unul dintre cele mele succes piese de acolo. Și la TVR se plătea pentru o piesă pe programul 1, 13.000 de lei. Exact cât costa un televizor color. Deci mi-amintesc că mi-am luat un televizor color din bani. Dar dacă se dădea și pe program, l-au dat într-o zi în care... Ceaușești erau plecați din țară. Dacă se dădea pe programul 2, se mai dădeau 6.000 de lei. Am fost în programul TV de 3 ori. De 3 ori n-a mai plecat ea și s-a pus altceva. Deci aia 6.000 de lei mai luat, dar le era o frică și toată lumea știa că m-a tăiat. Deci așa a fost... Că... Începutul carierei cinematografice, da, sau, mă rog, prima tentativă. Da, și pe urmă n-a mai... mi-am dat seama că nu se poate și plus că trebuia scris într-un anumit fel, ăsta a trecut pentru că i-a plăcut lui Ion Traian Ștefănescu, Marin Vladimir nu se pune că el era l-ați cunoscut probabil. Sigur. Da. Era băiat bun, dar era politruc, adică nu conta pentru el, erau alții care spuneau până atunci și... Știu că și Manole Marcos i-a părut așa de rău, am fi avut și o distribuție. Asta a fost, deci s-a amânat debutul cu nu știu cât. Și atunci am scris roman, am mai scris imediat încă un roman pe care mi l-a oprit cenzura. Povestea era așa, ca să tot să
reducă șansele de a apărea romane, n-aveai voie să publici decât un roman la 2 ani. Dacă însă era în plan și te scotea cenzura, pierdeai de fapt 4 ani. Că se considera că ai fost în plan. Deci eu am avut un roman pe care la Editura Eminescu, pe care mi l-a oprit cenzura, dar ăstora și lui Râpeanu și adjunctul i-a plăcut așa de mult și m-au întrebat, le părea rău de mine, era deja octombrie, aveți ceva scris acasă? Și eu am mințit, n-aveam nimic, că eu nu scriu desertar, eu scriu numai dacă se face. Dovadă că și scenariile mele, am avut 9 scenarii, s-au făcut 9 filme. Și presupun că scrieți repede. Foarte repede. Scriu. Păi asta e povestea. Și am zis, da, e scris de mână, normal, pe vremea aia. Zic, îmi iau o săptămână să se bată la mașină. Și mi-a zis, toașul, zic, aveți o săptămână dacă mi-l aduceți bătut la mașină, că n-ai voie să treci nici cu o zi în ianuarie. Apucăm să tipărim. Și mergând la serviciu, stând 8 ore și venind acasă, am scris romanul în 7 zile. E cel mai bun roman al meu, se numește Legea Timidității Universale. Și acum sunt cel mai, din tot ce am, cele 6 romane, ăsta mi-a ieșit cel mai bine. Scris contra cronometru și l-am dus, a apărut, după care ăla pe care mi l-a oprit cenzura, m-am întors la Cartea Românească, că primul rând n-am vrut să tai nimic. Am tăiat 80 de pagini și a apărut. Însă cenzura, ca să zic așa, mi-a făcut un bine. Pentru că am mai avut un roman pe care mi l-a oprit cenzura la Editura Eminescu. Și trebuia să apară în decembrie 89. Mi l-a oprit cenzura, dar el era, mi l-a oprit când era deja în tipografie. Și după, în deja, când l-au schimbat pe Râpeanu, era Nelu Ancea, ales de Masele Populare, nou șef, care era redactorul de carte, și el mi-a zis, Adrian, de ce nu-ți faci tu o editură și publici acolo? Noi nu putem să-ți dăm mai mult decât 50.000 de lei. Dar eu tot din educația pe care o am acasă, am zis, mai nu pot. Deci, eu am un contract cu voi ca o corectură, e deja plumbul acolo, că practic nu era nimic. Ei era o editură complet nouă, probabil contractul ăla se rupea, nu-mi dăduseră niciun avans. Și am zis, nu. Zice, treaba ta. Romanul a apărut în aprilie, deci cred că în România e record mondial, 100.000 de exemplare și s-a vândut în 12 zile. Tot tirajul. Bine, pe vremea aia costa 14 lei, dar nu contează. Contează. Și lumea citea. Lumea citea, deci aia acum era important. Acum eu am avut un singur roman pe care, bine, atunci am publicat 2 romane, amândouă oprite de cenzură. De ce zic că cenzura mi-a făcut un bine? Că al doilea, când am văzut că cum a mers asta, deși mi-au dat fix 50.000 de lei la 100.000 de exemplare, cât a fost contractul făcut acum nu știu cât timp. Am avut un alt roman oprit de cenzură, pe care m-au urmărit ăștia, deci l-am luat de acolo și l-am făcut piesă de teatru. La Teatru Ion Creangă le-a fost frică. Era Todea, cred că era, i-a fost frică. Se numea un Cei cu tipele de sâmbătă. Ar fi fost rupere. Cristoiu, care îl citise și zice și piesa, și care între timp fusese și el degradat de la suplimentul literar artistic al Scâtiei Tineretului și era redactor șef la teatru, a zis aranjez eu la Ploiești. Dom'le, și la Ploiești Tamara Dobrin, care răspundea de teatru, era vicepreședinta Consiliului cu Teatru, știa povestea cu filmul meu și cu Coana Leana. Când a auzit că intră repetiția la Ploiești, mi l-a oprit. Și atunci mi-am făcut editură și prin iulie am publicat cartea în 65.000 de exemplare, că n-am avut curaj în mai mult, și tot așa, s-a vândut în 2-3 săptămâni. Și aia au fost banii cu care, ca să zic așa, am intrat în business. Deci pe mine
cenzura m-a făcut să am banii de pornire, dar nu vă spun și literatura. Nu vă spun ce suferințe am avut, pentru că, într-adevăr, pe vremea aia, dacă aveai o carte bună, să vindea. Pentru că acum singura carte nu publicată, că astea au fost două excepții, dar scrise înainte. Singura carte scrisă după 89, Funeralii fericite, apărută la Humanitas. Eu, crezând că dacă am văzut o carte în 100.000, una în 65.000, am vorbit cu Liceanu și el m-a întrebat cam la ce tiraj l-ați gândit. Și eu am zis, păi, măcar 10.000. Și el mi-a zis, 10.000 nu vinde nimeni. Zice, 5.000 vinde, că am rămas și șocat, zice, 5.000 vinde Cărtărescu, Mihaela Rădulescu și Oana Pelea. Dacă îmi spuneți ce legătură au acele trei nume, dar omul știa că a publicat. Și atunci el a zis, vă propun să vindem, să facem un tiraj de 2.500. Mi-a venit să plâng, dar mi-a spus, zice, când dumneavoastră vindeați 100.000 de exemplare, erau 3.000 de titluri în librărie. Acum sunt 30.000 de titluri. Și lumea citea. Acum lumea citea, nimeni. Nu citește nimeni. Eu, numai așa ca să vă nu uit unele obiceiuri, mai citesc cam, să zic, două cărți pe lună. Dar nu se poate. Eu sunt un om care are voință și orice ar fi, fac timp. Dar nu, nimeni, numai cel puțin generația până în 30 de ani, nu citește nici măcar o carte. Este generația imaginilor în mișcare și așa ajungem la cinematograf, care este preocuparea dumneavoastră, copilul dumneavoastră, copilul mic de suflet, ca să spunem așa. Deci, nu numai scenarii, dar și producție. Acum, dar producător am ajuns de conjunctură, adică la Funeralii fericite, exact când să începem Media Pro, n-am mai avut bani și mi l-a cedat. Adică era la un concurs CNC, dacă nu încep filmul după ce ai câștigat în 2 ani, să zicem 2 ani jumătate, ai pierdut bani. Și atunci, acolo a fost o altă poveste. Eu am scris scenariul ăla ca filmul să se petreacă în Franța. Deci de-aia l-am scris să se petreacă într-o lume de imigranți. Vă să zic că a fost întâi scenariu și după aia a fost roman. Da, da. L-am scris într-o lume de imigranți pentru că am vrut să folosim cu Horațiu actori români, care chiar dacă știu franceză se vedea că au accent. Eu am mult mai mare încredere în actorii români decât în actorii francezi. Și însă în ultima clipă coproducătorul francez n-am mai avut așa mare încredere. A fost cel cu care am făcut și Nunta Mută. Și atunci, ca să nu mai pierdem banii, l-am întors pe protagonist, l-am întors din Franța, din Angers, la București și l-am făcut la București. Dar, deci așa am ajuns producător. Iar cu filmul Minte-mă frumos în centru vechi, care tocmai a avut premiera, a fost exact același lucru. Eu am câștigat ca scenarist cu Media Pro, dar Media Pro nu mai avea, n-a mai existat. Practic ei și-au vândut divizia de MPU, de Production and Entertainment, și atunci, tot așa, ca să nu pierdem, l-am făcut eu și l-am făcut în 15 zile, am schimbat scenariul, adică scenariul cu care am câștigat la CNC se petrecea la mare, cu filmări subacvatice, adică pe vremea aia Media Pro avea bani. Adică, eu aș prefera să rămân scenarist, dar scenarist de tipul lui I.L. Diamond, scenaristul lui Billy Wilder, care la toate filmele lui Billy Wilder se filma un studio și stătea în spatele paravanului și dacă un cuvânt era modificat, intra. Cea mai celebră este la Some Like It Hot, la unora le place jazzul, în care din când în când actorii băgau un, cum să faci în vorbirea
cu renta engleză, băga un you know ca să-și amintească replica. Și el intra și zice, arată mie scenariul unde am pus eu you know. Și așa și eu, cu regizorii care mă acceptă, vin pe platou, pentru că una e când scrii, alta e după ce ai actorul principal, în afară de cazul de filme pe care le fac cu Horatiu Mălele, unde știm dinainte cine va juca și atunci scriu exact pe actor și stau acolo pentru că se aude cu totul altfel. Singurul, am avut relații bune cu regizori, adică până și cu Sergiu Nicolaescu, la care m-au avertizat cei de la Media Pro, e un dictator, nu o să poți să scoți un cuvânt pe... La poker. Da, nu o să poți să scoți un cuvânt pe platou și așa mai departe. Vreau să spun că nu e adevărat. Adică m-a tratat, ca să zic așa, cu respect. Adică față de ceilalți, măcar a vorbit cu mine cu dumneavoastră. Dar... ideea este că el atunci la poker, în afară de faptul că lui Sergiu îi lipsește complet simțul umorului. În altfel, e foarte bun organizator, dar față de alții, n-a avut pretenția să devină brusc coautor. Adică chiar dacă eu, de exemplu, sunt prieten foarte bun din copilărie cu Andrei Zincă, filmul nostru, la un moment dat, a vrut să bage bani Sony Classics. O distribuție, nu mai vreau să... Kevin Spacey și mie, nu mai are importanță. Dar vrând aia să bage bani, mi-a trimis, deci după ce am câștigat concursul, unde am avut deja o primă surpriză când s-au afișat rezultatele, scria Adrian Lustig și Andrei Zincă scenariul. N-am zis nimic. Dar probabil așa era în dosarul care a fost înaintat. Eu n-am văzut dosarul, că nu l-am înaintat. Eu l-am înaintat Castelfield. Da. Mă rog, dar după mi-a trimis dosarul, mi-a trimis scenariul tradus în engleză. Și când mi l-a trimis, deja pe prima pagină scria scenariul Andrei Zincă și Adrian Lustig. Nici l-am mai citit în engleză. Și după vreo săptămână m-a sunat Andrei, zice, cum ți s-a părut scenariul? Și zic, mă, văd că a suferit modificări importante. În primul rând, ordinea scenariștilor. Și am zis, eu în condiția asta nu mai citesc. Și mulți alții. Deci Sergiu n-a vrut să fie coautor. Adică el a spus, dacă scriam eu și eu, iar acă începusem să spun asta, deci singurul la care n-am fost pe platou a fost Radu Gavrea. Pentru că am venit, eu și lui Sergiu am cerut voie, i-am spus, am venit în prima zi de filmări și mi s-a părut că e puțin se simte inconfortabil și l-am întrebat, Radu, ai ceva împotrivă să vin? Că dacă ai, nu vin. Cel mai important om e regizorul, să se simte bine. Și a fost sincer, mi-a zis, Adrian, nu mă simt confortabil dacă ești aici. Și n-am mai venit nicio zi. Însă, când în fiecare seară după ce termina filmările, dacă vrea să modific pentru filmările de a doua zi, îmi spunea ce vrea, eu îi trimiteam, deci nicio frază, nicio replică care a apărut în Lindenfeld n-a fost scrisă de altcineva decât de mine. Adică, și e foarte normal, sunt oameni care nu suportă, dar în general... Dar dacă din această viață pe platourile de filmare veți dori să deveniți și regizor? Nu, niciodată. Niciodată? De ce? N-am răbdare. Deci, mi-amintesc la nunta mută, la montaj. Am fost și într-o zi la montaj. Și când am văzut că Horatiu pentru... 40 de secunde finale stă două ore, am zis, nu-i de bine. Și am plecat. Nu, n-am. De exemplu, și la piese unde, de exemplu, la teatru de comedie, poker, pusă de Tocilescu, a intrat să joacă al 14-lea an. Deci nu o să mai bată nimeni recordul ăsta. Am fost la toate repetițiile și am ascultat piesa din fiecare scaun ca să...
Pentru că ideea este următoarea. La teatru, toată lumea plătește același preț pe bilet. Deci și ăla din ultimul rând trebuie să audă ce aude cel din primul rând. Și am auzit de pe asta. A fost o experiență extraordinară. Adică dusul că luam de acasă pe Tocilescu și întorsul, era un tip fabulos. Și acolo mi-am dat seama că nu sunt. Adică am participat și la lecturile la masă. N-am răbdare, adică să pui, să Da, citi. eu mă gândeam mai, fiindcă doriți atât de mult să nu fie schimbată și schimbată nu numai slova, ci și intenția, subtextul și toate cele, atunci singurul lucru ar fi de așteptat ca să vreți să țineți în mână realizarea cu totul. Deci eu sunt un om foarte realist. Deci nu mă pricep. Și nu că nu mă pricep, n-am răbdare să văd dacă mă pricep sau nu. Și nu e, adică sunt și așa. Deci eu aș prefera să fiu numai scenarist. Sunt producător, v-am zis, de conjunctură, ca să se facă. Din păcate, situațiile sunt tot mai dese de asemenea natură, încât cineva trebuie să se implice ca să meargă mai departe Da. proiectul, trebuie să bage cărbuni Da, în locomotivă. și eu sunt și genul că dacă îmi pun ceva în cap, filmul ăsta l-am început pe 23 septembrie și am avut premiera pe 1 aprilie, adică nu-mi place să treneze. Adică sau dacă îmi dau seama că ceva nu e viabil, mai bine nu mă bag, dar când m-am băgat, orice ar fi. Seria Minte mai frumos va trece de două filme sau nu? La un moment Cum dat, ați conceput-o? nu, am conceput. Deci, primul Minte mă frumos, care și acum are recordul de. L-a bătut la număr de spectatori și Aferim și l-a bătut și. L-au bătut vreo trei filme, însă, dacă vă uitați la media biletului, deci. Spectacole cu leu biletul sau cu zero, să numără spectatorii. Se poate vedea. Cel mai bun exemplu este în anul în care a fost Minte-mă frumos 1 și care a luat. A fost singurul an în care s-au dat două premii GoPro pentru box office. În toată lumea, box office înseamnă cât se încasează la casă. Noi am avut 56.000 și 980.000 de lei încasări, în timp ce Despre Oameni și Melci, care a avut 74.000, a avut cu 29% mai puține încasări. Și atunci au dat două, au dat unul pentru spectator și unul pentru box office. Deci trageți concluzia dumneavoastră ce se întâmplă. Însă filmul nostru are și acum. Păi vă dau un exemplu. Aferim acum cu 78.000. Încă are încasări de 920.000 de lei, deci până la 980.000 cât a avut Minte-mă frumos 1, e cale lungă. Din păcate, cu toți spectatorii și cu toate încasările, filmele astea nu scot Nu, banii niciodată. n-ai. Industria noastră va fi pe picioarele ei și nu va mai depinde de concursul CNC unde suntem gata să ne strângem de gât între noi. Și nu din dragoste, va fi când se vor câștiga bani și din bilete. Deci până atunci, dar nu. Și lucrăm la niște sume de producție cu totul necompetitive Un prieten de-al meu, după premiera cu Minte-mă frumos, mi-a zis, s-a uitat în ochii mei și a zis. Filmul ăsta probabil te-a costat cam cât ia Bruce Willis pe zi de filmare la un film de buget mediu. Deci, asta e, însă, mă rog, o facem de pasiune. Adică, satisfacția, de exemplu, la nunta mută, să se vândă în 31 de țări, n-ai cum să. Contează mai mult decât orice. Sau când am fost la premiera de la Paris, o sală arhi plină și hai să zicem că la premieră au mai fost
și români din diaspora, ori mai fi fost și vreo 5-6 de la ambasadă. Nu ne-am dus la spectacolul al doilea, că de obicei se zice că spectacolul al doilea e mai slab pentru că toți actorii s-au bucurat că au trecut de premieră. Ne-am dus la al treilea. La Paris nu e ca la noi. La noi orice prostie, toată lumea se scoală în picioare și aplaudă. La Paris eu când mă duc văd 4-5 spectacole. Nu se scoală nimeni. Eventual la operă, dar eu nu mă duc la operă, să mai scoală câte 1-2 și să strigă bravo. La al treilea spectacol al nostru a fost cu oameni în picioare și cu strigăte de bravo. Asta unde? La Paris, un film care se petrece într-un sat din România în 1950. E adevărat că a fost un regizor excepțional, Didier Bezaz, care era și directorul teatrului și a avut... Deci pentru 38 de roluri a avut 19 actori. E o poveste ce înseamnă profesionalism. Deci el au dat probe pentru rolul ăsta vreo 200 de actori. Înainte de a da probe, i-a chemat cu două săptămâni înainte și i-a dat fiecăruia DVD-ul cu filmul nostru. Aha. Și când au venit, el a vrut să fie, deci practic nu s-a schimbat o iotă din dialogurile mele. Doar sigur că jocuri de cuvinte, una sună într-un fel în românește și altfel acolo. Sigur. Însă a reușit, a fost, eu n-am, când mi-a, și altă chestie, când s-a hotărât să pună piesa, m-a sunat și m-a întrebat care sunt pretențiile financiare. Și i-am spus, nu, pentru satisfacția de a fi jucat la Paris, deci tot ce vreau 4 bilete de avion pentru mine, Horațiu și soțiile noastre și 4 invitații la premieră. El mi-a spus, în Franța nu există așa ceva, mai ales că era unde s-a jucat, era cum e Teatrul Național la noi, era un centru dramatic național cu subvenții. Și ne-a dat un contract, că eu am și râs, că mie mi s-au jucat în România 3 piese, cea care a mers s-a jucat doar 6 ani că am bătrânit, pe care am scris-o pentru Tamara Buciuceanu și când a făcut 80 de ani n-am mai jucat, am câștigat din cât mi-au dat ăștia la Paris mai mult decât în 13 ani de piese, pentru că deci acolo nu se poate, acolo dacă e sala goală primești un minim, ce să vă spun, nu mai știu cât am primit, cred că pentru sala goală primeam 258 de euro eu și 258 Horațiu, deci reprezentau cam a cincea parte din tantieme. Adică se tot scrie acolo, dar și vine lumea. Adică la noi nu cred că își permite cineva să joace două seri la rând, dar de 65 de ori. Și în toată Franța am vreo 6 ore. Încă la teatru și la noi lucrurile mai lumea vine, sălile sunt pline, e încă bine. Și la film este dramatic. La film nu mai vine decât public până în 25 de ani și numai cu condiția să fie vorbit în engleză. Adică e dramatic. Asigur că dacă e un film care ia un premiu, de curiozitate vine lumea. Dar după, chit ca în jură după aia. Da, după părerea mea, una din explicații, toată lumea dă vina pe faptul că nu mai sunt vechile cinematografe. Bun. După părerea mea, și am vorbit cu multă lume, au luat, ca să zic așa, atâtea plase, că s-au dus la pomul lăudat, că a luat premiu și atunci și după s-au uitat la ceas de 20 de ori că nu se mai termină și la ieșire a venit să-și taie venele, cred că și ăsta e un motiv. Adică, iar pe de altă parte, ce pot să sper de la publicul românesc când cel mai de succes serial e la Sfierbinți, unde 3 bețivi se strâmbă, adică e incredibil. Eu m-am uitat la... Că... Publicul românesc a fost creat, hrănit și crescut cu televiziunile... Publicul românesc actual, de vârsta... A scăpat un adjectiv, un participiu și pervertit. A fost pervertit? Pervertit. Pentru... Eu aș spune și altceva, tot cu prostit. Pentru că menirea acestor televiziuni este de fapt spălare creier
Și cu asta basta. Este absolut Iar incredibil. ele sunt în competiție, televiziunile Da. este capra sare masa, Da, iada da, da. sare casa. Care își dă mai repede pantalonii jos? Exact. Pentru că eu am scris și o dată un sitcom la Antena 1, dar am scris pentru niște actori 1 și 1. Tamara Buciuceanu, George Mihăiță, Emilia Popescu, Coca Bloss. Deci am avut o super distribuție, am avut 8 și o super distribuție. Și ei au zis, a regizat Colceac, care e regizor de teatru, nu e regizor, dar nu contează asta. Au fost 8 episoade și înainte de a lansa, mi-a povestit șeful postului, pe vremea era Sorin Enache. Au făcut un forum grup, le-au chemat și din toată Breazla. Și Sorin mi-a spus că reproșul care s-a auzit cel mai des, că e un film prea decent. Deci dacă ăsta a ajuns, au jucat, nu, au făcut ratinguri de nivelul După cum Lombarzilor 8, care a dar fost eu nu un l-am văzut, serial am auzit că a fost bine foarte, făcut, cu foarte bine actor și făcut bine și scris. actor și bine scris și Da, foarte da. interesant, nu a apucat să aibă al doilea sezon. Da, păi nici nu ne-am mai făcut bine. La noi a fost și o problemă. Deci lumea, tot din cauza ProTV-ului, care a mărit onorariile până la cer. Deci după primul sezon, asta Camelia Voiculescu mi-a oferit să mai facem încă 2 sezoane, dar cu costuri cu 40% mai mici. Eu care scriu de plăcere, și mă rog, nici n-am așa de mare nevoie de bani, am zis imediat. Toți ceilalți Au au zis, zis s-au cum, mai domne, gândit. după, nu, după primul sezon ar trebui să ne mărească. Și ea mi-a dat 2 zile, ce pot să, când lumea nu, dacă ziceau, bine, hai mă, măcar 20%, dar când au vrut să se mărească, și am spus, ceilalți, eu vreau, ceilalți nu vor. Când le-am spus, nu dau nume, toți, hai mă, păi, dar n-ai luat în serios, bineînțeles, că dacă era vorba de 2 sezoane, iar pe urmă s-a ajuns, când a început Lazarov să facă filme acolo, s-a ajuns la niște onorarii care măcar Lazarov le mai plătea, dar formă au fost alții care n-au mai plătit deloc. Adică mi-a povestit George Mihăiță că îi dădea, nu știu cum s-a ajuns la cifra asta, 154 de dolari pe episod. Și li s-a părut mult și asta, că după, a râs cu George, că după vreo 10 episoade l-au arestat și nu mai apărea. Și mi-a povestit George, zice, am sunat pe voi cu zi, nu mă mai scoate zi în închisoare. Și asta e bună acum, dar acum povestindu-mă, mă gândesc, dar atunci a fost foarte bună. Zice, bă, păi așa a fost cu Piersic. Piersic primea cel mai mult. L-a omorât pe Piersic după vreo 20 de, sau 30 de episoade, l-a omorât la Zarov, că era prea scump. După care ăsta, și ăsta s-a dus la Voiculescu și au găsit un frate geamă și a revenit. Adică ăsta e nivelul, bine. De-aia vă spun, când o să scriu, vreau să scriu 2 cărți. Una, bine, în afară de aia cu un, să zicem, un Tender in the Night al lui Scott Fitzgerald, despre lumea din ultimii 10 ani, deci între, să zicem, 80 și 89, dar vreau să scriu un roman teatral și un roman cinematografic în genul Bulgakov, în care să plătesc toate polițele. Dar deocamdată mai stau. Și în Deci. materie de scenarii de film, ce vă propuneți să mai Păi scrieți? am asta, cred că e cel mai bun scenariu al meu, care a câștigat deja, Vittorio, despre Vittorio De Sica, o poveste. Deci se petrece când Vittorio avea 32 de ani și când s-a făcut primul film vorbit în Italia. Și am avut acordul, el a avut 3 copii. Deci prima l-a citit-o fiica sa Emilia și a zis că e scenariul cu cel mai mult umor pe care l-a citit în viața ei. Manuel s-a lăsat mai greu, compozitorul, dar a murit. Și Cristian De Sica i-a plăcut foarte mult. Și acum trebuie să găsim bani, că i-a zis lui Horatiu, bă, dacă și la asta ajung Va să... fi o producție, o coproducție România-Italia. Da, dar scenariul scris de mine, regizorul e Horatiu,
Poate o să luăm și 2-3 actori italieni. Dar altfel și... Și veți lua în Italia. Da, da, da. Păi asta zic, iar nici lucrurile astea, dacă nu găsim bani, dacă ajungem iară să ne întoarcem în România, să nu mai facem cu Vittorio De Sica, să facem cu un regizor, toată povestea cu un regizor român. Preventiv am găsit un castel florentin la Vidin, care ar putea să pară, dar... Mi-ar veni să plâng, adică deja la funeralii, una era, dacă era în franceză, deci eu cred că s-au retras cu producătorii francezi, pentru că mi-am bătut joc de francezi rău de tot, de toată lumea, pentru că eu mergând și la Cannes și citind, mi-am bătut joc de ei și aia s-or fi gândit, bă, să-și bată un român joc de noi pe banii noștri, e prea mult. Asta e, la început li s-a părut extraordinar. Nici, minte-mă frumos, în centru vechi nu e prea apă de roze referitor da. La teatru. Da, e adevărat. Dar încă acolo m-am abținut. Dar s-a ajuns la teatru, vă spun, din motive de bani. Pentru că de la CNC am primit 130.000 de euro, deci o nimica toată. Pentru că dacă era o variantă cu care am câștigat și se petrecea la mare, era ceva făcut în genul unora le place jazzul, era așa, mergeau situațiile în bul de nej, dar trebuiau bani. Și mai era o poveste, eu m-am bazat pe carnavalul de la Mamaia. Totul se petrecea în perioada carnavalului. L-a arestat pe Mazăre, a căzut carnavalul, dar și oricum costa. Și era și o problemă că trebuia făcut când, la sfârșitul, că nu pot să întrerupi un carnaval. Deci pe ultime era destul de complicat. Și lumea teatrului, însă eu mă bucur, amintem-mă frumos, în centrul vechi, că am dat șansa la cel puțin 5 actori tineri, care sunt foarte buni de teatru, să debuteze. Pentru că altfel nu au șanse, sunt aceiași care joacă mereu și sunt unii care degeaba, cum sunt, de exemplu, Sorin Miron și Nicoleta Hâncu din trupa lui Frunză, care joacă numai rolul principal, dar nu îi cunoaște lumea, adică sigur. Cine se duce în afară de iubitorii de teatru, la centrul UNESCO sau la Metropolis și așa aici... Din păcate, regizorii, adică teoretic regizorii ar trebui să meargă și în țară și peste tot și un simplu casting pe niște fișe nu este suficient. Deci a fost prima oară când am făcut un casting ca la carte. Deci au rămas pe fiecare rol 2 sau 3, după care i-am mai chemat o dată și au dat să vedem cum se potrivesc între ei cei 5. După care, când am definitivat, am rescris în funcție de cine a câștigat și pe vreo 3 dintre ei care au fost pe locul 2, dar mie mi s-au părut foarte buni, le-am scris rolul că îmi părea rău. Adică e chestia dintre cine e primul și cine e al doilea, e o chestie absolut de gust, de zi, de ai venit... Contează și cel care ți-a dat replica, ca poate ăla n-a fost în formă. Și, păi mi-amintesc la Minte-mă frumos 1, eu în contractul meu cu Mediapro am cerut drept de veto la rolurile principale. Și pentru rolul pe care l-a jucat Marius Damian în primul Minte-mă frumos, ei veniseră, aveau ei vreo 5 care jucau în toate filmele, telenovelele și așa mai departe. Și printre care eu am cerut și pe Marius. La fete tot așa, au venit cu vreo 3-4 care nelipsite în toate alea, eu am vrut-o pe Antoaneta Zaharie, care o știu, e o actriță excepțională. Da. Și mi-au zis, păi nu putem să o chemăm că e însărcinată. Eu nici nu o cunoșteam, adică o știam din teatru, dar nu aveam numărul ei. Am sunat-o, vorbim cu dumneavoastră cu ea, zic, nu vor să vă cheme că sunteți însărcinată, e adevărat? Și ce, păi sunt, dar în luna a doua. De unde ar fi știut ei? Și a dat, acolo n-a fost discuții. Pentru rolul băiatului au vrut pe
nelipsiții Ipate, Strunila și alții. Noroc că eu sunt prieten cu Sârbu. Și am zis, domnule, hai să luăm un arbitru independent. Și am pus cele 5 probe filmate. Și Adrian a și râs. Păi zice, dumele, ăștia 4, după 3 minute n-am zâmbit și la ăsta am râs după primele 15 secunde. Păi zice, nici nu se discută. Însă, dacă nu era situația asta ca eu să fiu prieten, își puneau pe... Și asta este. E foarte greu să pătrunzi. Sunt oameni care nici nu sunt chemați la casting. Păi, de exemplu, pe lista noastră de casting, Sorin Miron nu era. Dar am vorbit cu niște regizori tineri prieteni și zic, mă, mai recomandați. Și trei dintre cei care au prins roluri n-au fost pe lista de casting, fiind extraordinar de mare. Însă, pe de altă parte, așa, în paranteză, sunt foarte dănăci. Și își merită soarta unui din cei tineri. Deci eu acum am coprodus un film cu un spaniol, un regizor care multipremiat, dar două Paul din... Paul Bine? Ați coprodus? Da, da. Fără să-l scrieți? Da. Deci asta spune ceva. Da, da. Am coprodus și două din roluri sunt doi români. Până la urmă a luat cineva de la un actor excepțional, Ovidiu Crișan, de la Teatru din Cluj. Da, era și un rol mai pentru... un tânăr, trebuia să aibă în jur de 18 ani și am cerut să-mi aducă la casting între 18 și 25, că au avut de învățat în spaniolă, că rolul era și în română și în spaniolă, dar în spaniolă au avut de învățat o jumătate de pagină. Eu dacă aș vrea să joc într-o coproducție internațională, unde regizor e cineva care a luat un premiu la marele premiu la un festival clasa A, aș sta și în cap, aș învăța zi și noapte. Unul n-a știut textul în spaniol. Și au mai stat încă o zi, că le-au dat șansa spaniolii să mai stau o zi să învețe. Incredibil. Până la urmă am luat un actor român, dacă trăitor în Spania. Care știa. Care știa, dar micșora rolul. Da, domnule, și de la IATC, de la un ATC... Nu se poate, adică și pumă, zici că n-ai noroc. În foarte multe domenii se întâmplă treaba asta. După principiu, merg la târg de doamne să nu găsesc. Da, iar pentru rolul celălalt, în timp ce cel din Cluj a știut, am avut numai nume grele. Și pe unul din ei pe care l-am susținut, că-s prieten cu el și un actor excepțional de film, nu dau nume. Și am zis, mă, dar cum am putut să nu știi în spaniolă? Și am zis, mă, am crezut că sunt chemat de umplutură și că e un rol mic. Păi, bă, dacă crezi că ești de umplutură sau e un rol mic, atunci nu mai vii. Nu, în timp ce Ovidiu din Crișan din Cluj, peste vară i-am luat un coach chiar din Cluj, dacă l-au zis vorbi, că vorbește și română și spaniol, că nu o să fie filmul, am învățat... actorii, mai ales absolvenții de ATC, au o ureche extraordinară. Poți să nu știe... Da, bine, da, sunt da. Și oameni netalentați la limbi. Dar am învățat... Cum se numește filmul? La Madre. La Madre. La Madre și... Cred că... Și regizorul? Regizorul e Alberto Moraes, care e la al treilea film și care cu La Sola s-a luat marele premiu la festivalul de la Moscova. Sfântul Gheorghe de Aur, Golden St. George. Dar să zic că asta va fi următoarea noastră premieră în care sunteți implicați. Da, cred că până la Desica mai avem puțin. Deci noi sperăm să începem filmările. Ar trebui în sfârșitul septembrie, începutul de octombrie, pentru că Horațiu joacă în fiecare seară. Și e problemă că n-are timp. Că trebuie să facă o pauză mare dacă pleacă și în Italia să filmeze. Păi dar nu o să-l filmăm în câte zile vrea el, o să-l filmăm în câte zile vreau eu. Adică decât să am bani. Nu de...